Partidul Social-Democrat a câștigat alegerile în comunele Sprânceanata și Osica de Sus, fapt ce l-a nemulțumit pe actualul președinte al Partidului Național Liberal, Olt Costel Moisescu. Dacă pentru primăria Sprânceanata, șeful liberalilor olteni avea așteptări mari, la Osica de Sus a simțit victoria contracandidatului înainte de închiderea urnelor. Trebuie să recunoaștem că la Osica o să reformăm echipa. N-am fost mulțumit de ceea ce s-a întâmplat acolo din punct de vedere al consilierilor locali, care nu și-au făcut treaba toți așa cum ar fi trebuit. Există o repartizare corectă pe localitățile, pe satele componente ale comunei Osica. Sincer să fiu, mă așteptam la un rezultat mai bun, dar mi-am dat seama în jurul orei 5 că alegerile sunt pierdute. La Sprâncenata am efectuat cu aproximativ o lună jumate, chiar două, înainte de alegerile locale, un sondaj. Am văzut cum stă PNL-ul, am văzut cum stă PSD-ul, am văzut cum stă actualul și fostul primar. Am văzut rezultatele din 2016, care se ridicau undeva la 8%. Am încercat să fac o echipă și am reușit și vă spun sincer că am crezut până în ultima clipă că pot să câștig Sprâncenata. După acest val de alegeri parțiale la nivel local, urmează în acest weekend desemnarea conducerii partidului la nivel național, post pentru care candidează Ludovic Orban și Cristian Bușoi. Organizația PNL Olt, în frunte cu președintele Costel Moisescu, îl vor susține pe Ludovic Orban pe 17 iunie, iar pe 18 vor fi alături de Gigel Știrbu, care candidează pentru funcția de vicepreședinte regional. Delegația Partidului Național Liberal Olt la acest congres este compusă din 92 de persoane. În CDJ-ul pe care l-am avut aproximativ acum o lună în urmă, votul pentru cele trei moțiuni a fost în felul următor. Din 81 de delegați prezenți, 77 Ludovic Orban, 3 Cataramă, 0 Bușoi și un vot anulat. A doua zi, pe 18, alegem biroul executiv, birou din care fac parte 39 de persoane, un președinte, 8 vicepreședinți pe domenii, 8 vicepreședinți regionali, 16 membri. Delegația Olt va susține candidatura pentru un post de vicepreședinte regional a domnului Gigel Știrbu. După ce a venit la conducerea partidului, Costel Moisescu a făcut o radiografie atentă asupra tuturor aspectelor, de la organizații până la partea financiară. Concluzia la care a ajuns este că aproape 60 de organizații ale partidului au nevoie de schimbări majore. Acesta urmărește consolidarea formațiunii politice județene pentru ca la următoarele alegeri să se poată lupta ca de la egal la egal cu Partidul Social-Democrat.